Da, uitați câte blocaje se produc. Mi s-a întrerupt filmarea. Va trebui să lipesc videoclipurile și probabil că o să mai dureze până descarc înregistrarea. Sper totuși să reușesc în seara asta să o descarc. 8 de cupe. 8 de cupe. Trebuie să lăsați 8 de cupe, trebuie să lăsați în urmă emoțiile negative. Și acestea sunt datorită unor amintiri și a unei experiențe din trecut, da? Trebuie să învățați să mergeți către nou. Aici este opțiunea. Între 8 de cupe și 9 de cupe, da? Dragoste, stimă față de voi, speranță, credință, 9 de cupe înseamnă speranță printre foarte multe. Clarificăm 5 de cupe, te rog frumos. Asta. Șase de monede. Șase de monede. Apropo de echilibru, da? Trebuie să învățați să vă echilibrați. Poate, într-adevăr, pentru unii să fie șase de monede, poate să reprezinte și un triunghi amoros sau o altă situație care vă dezechilibrează viața. Pentru că sfatul este să fiți în echilibru, da? Dar șase de monede, în principiu, e o carte pozitivă. Fiți în echilibru și ieșiți din această stare de doliu, de dor. Da, e un dor. Eventual pentru... Hai să mai vedem. Numărul... Aici este moartea. Moarte. Lăsați să moară trecutul. Decepții, lăsați-le în pace. Și citiți din Cartea Vieții. Cioara este un simbol foarte profund. Eventual faceți eliberări la lună plină. Pentru unii. Terminați cu aceste blocaje mentale, stres, conflicte, lacrimi, ce or fi. Și din ce motive or fi, voi știți, pentru că variază o etalare foarte colectivă. Da? Am zis foarte pentru că nu e nici măcar pe zodii. Da? Eventual, această ofertă vă transformă, vă ajută să vă găsiți lumina, să rostiți în lumină. Clarificăm 5 de spade. Voce. Exact. Apropo de ce am zis de rostire? Aici, da? Cioara cu lumina în cioc. Trebuie să... Cineva vă vorbește, clar, cineva vă vorbește și vă transformă viața și vă alină, vă scoată din depresie, din lacrimi și eventual vă este dor de acest personaj. Probabil personajul acesta aduce lumină într-un fel sau altul. Poate să fie pentru unii profesori spirituali, dacă sunteți într-o căsnicie sau într-un contract sau într-o familie tradițională. Uf, dacă sunteți în acest mediu, acest personaj are o voce specială care vă ajută să vă transformați viața. Și vocea asta parcă vine așa din cer. Da? Împrăștie toți norii și toate conflictele. Dar deocamdată are această putere să împrăștie conflictele pentru că e o voce care sună muzical, e un personaj care cântă Da, cântă. E un yin și yang, e un personaj echilibrat. Conectat la spiritualitate, eu știu ce am scris aici. Da? Trebuie să vă lăsați pătrunși de spiritualitate. Ce am scris aici pe această lucrare este ceva de genul sunt o gaură în acest fluier prin care trece respirația divină, spiritul cristic. Aici este. Deci vocea aceasta, că este un personaj, dacă nu, posibil să fie intuiția voastră care vă cheamă, un Duh Sfânt care vă cheamă la altceva. Dacă e personaj, e mai bine, că vă rostește și în cuvinte pământene. Dacă nu-i personaj, e un pic mai greu de înțeles, dar trebuie să ascultați totuși intuiția, vocea interioasă. Am zis că vine de undeva din acești... E această lumină care împrăștie norii, dar până împrăștie încă mai sunt niște conflicte. Dacă deja încep să se împrăștie norii din viața voastră, vor mai fi invidioși pentru că voi veți începe să vedeți lucrurile altfel.
Altfel. Ia uite. Clarificăm Marele Preot. Clarificăm Marele Preot. Eventual divinitatea vă vorbește prin acest personaj, dacă e un personaj în viața voastră, spre multe. Dar eu zic că e un personaj care vine din trecutul vostru sau dintr-o viață anterioară, vine să vă susțină, 6 de cupe. Parcă oferă ceva. De genul, de ce am zis mai devreme. Marele Preot, te rog frumos, clarifică, Marele Preot. Marele Preot, te rog frumos. Marele Preot. Marele Preot. Ah, prea multe. Te rog, spirite. Dă-mi o carte pentru Marele Preot. Ok. Justiția. Asta e. Asta e. Unii dintre voi vă gândiți că acest contract clar și justiția și Marele Preot reprezintă contract. Contracte karmice în general. În general. Cineva vă vorbește despre justiție, cineva vă vorbește despre justiția divină, despre adevărata spiritualitate, nu cea pe care o învățați la biserică, nu cea pe care o învățați, v-a fost proiectată tradițional, cultural, de familia din care veniți sau eu știu pe care ați făcut-o. Eu știu că deranjează, dar nu mă deranjează. Nu mă deranjează pe cine, pe mine, pe cine deranjează, ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul, asta e justiția, da? Vocea justiției. Cineva vă vorbește despre dreptate. Dreptate în cuplu, dreptate acasă, dreptate la locul de muncă, dreptate în viața spirituală. 8 de spade, te rog frumos. Te rog frumos, clarificăm 8 de spade. Pentru unii dintre voi începe să vedeți contractele, căsniciile, legăturile karmice, le vedeți altfel și vreți să vă separați. Sunt 2 cărți, le pot lua. Nu, judecata. Interesant. Deocamdată judecata aici este. Deocamdată a venit invers, da? Aici sunteți în stare de cocon din punct de vedere spiritual. Unii dintre voi, uite, sunteți înghesuiți în gânduri. Da. Îngerul din voi este încă atârnă, e înghesuit în această energie negativă. Dar iar vine cineva care vă inspiră, vă scoate din această lume și eventual va trebui să schimbați și voi poziția. Să manifestați o altă viață. Gândurile voastre se transforme în flori, nu în nori. Aici sunt niște boboci. Da? Eventual acest personaj vă vorbește despre alte dimensiuni. Ce mai este? Concepție și prințesa de sau valetul de spade. Aici este. Unii dintre voi clar vă doriți să începeți ceva nou, valetul de spade, ori cu acest personaj, cu care puteți să concepeți eventual o nouă relație, poate unii vă doriți un copil, cu acest personaj care aduce lumină, aduce spiritul în viața voastră, dacă e un personaj. Dacă nu e personaj, repet, asta trebuie să ieșiți din programul ăsta mental și să judecați corect chestiuni care țin de justiție, cum să manifestați, cum să puneți în practică valetul de monede, dreptatea, vocea interioară, vocea divină, spiritualitatea și să le... e concepția, să le... dezvoltați în interiorul vostru o perioadă ca apoi să se exprime și în exterior. E ca o mamă care naște ceva. Da, am zis, pentru unii să vă doriți să vă separați de relațiile karmice și să începeți o relație corectă, tradițională, să vă căsătoriți eventual cu personajul care va aduce lumina. Asta este în gândul vostru, dar mai aveți ceva de făcut. Dacă se manifestă asta sau nu, rămâne de văzut. Pentru că, în general, oamenii care vin cu lumina divină
blochează în karmă și nu se blochează în contracte, pentru că ei știu că contractele atrag karmă. Deci, mare atenție, că e vorba de suflete perechi, că e vorba de flăcări gemene, oamenii care sunt treziți spirituali nu se blochează în contracte. Deci această justiție și mare preot se poate manifesta într-o altă formă, relație pe care ați putea să o creați, să o concepeți cu acest personaj care va aduce lumina, se poate manifesta. Altfel, dragii mei, nu vă fi, că aici e transformarea. Nu vă fixați pe karmele pe care, genul de relații karmice pe care le-ați trăit în trecut sau pe care le auziți în stânga-dreapta, nu. Dar trebuie să mai gândiți și în primul rând, pentru că în acest moment nu gândiți corect, sunteți încă prinși în tradiție, în conflictele mentale, în decepții, în tristețe. Încă mai aveți ceva. Până puteți să începeți acest concept. Că e vorba de relații, că e vorba de viață, un concept care manifestă dreptate, echilibru. Aici este. Dar eu zic că totuși e cineva, ia uitați aici. E cineva, cavalerul de cupe, valetul de monede a doua oară, prințesa de monede și valetul de monede, pasiunea, roata norocului, 8 de monede, aveți ceva de muncit în această nouă cale, doi de bâte, pentru că cineva vă inspiră, da? Dar, azi, e momentul acesta de decizii, doi de spade. Ce decid? Dacă decid să... Dacă mă detașez de acest soare, de această lumină, rău fac. Rău fac. Intru un blocaj în diavol, în energii și mai toxice. Trebuie să mă lupt pentru această lumină. Și aici este cineva, deocamdată eu zic că voi, sau poate o fi altcineva, vedeți, că nu stau să pun, da, să arăt cu degetul care e ăla, care e ăla, n-am cum și nici nu vreau. Dar cineva vă arată calea către independență, către creștere spirituală, către abundență. Și este ceva de lucru. Eventual, pentru unii, la locul de muncă, vă întâlniți cu acest personaj care vă schimbă viața și față de care simțiți multă pasiune, cum n-ați mai simțit. Dar exact faptul că simțiți atâta pasiune, exact asta vă face să vă fie dor. Asta vă face să aveți conflicte mentale și, eventual, ceea ce emanați, inconștient, cât v-ați controla, emanați acest foc în voi. Dacă, repet, dacă există acest personaj, cei din jur s-ar putea să simtă și să devină invidioși. Dar revin la mesajul inițial. Totuși, e o voce a cuiva. Care vă arată că puteți să aveți victorie. 5 de spade, e un om victorios, dar are aceste victorii din ego. Vă arată că victoriile pot să fie pe altă cale, spirituală, dreaptă, corectă, da? Male preot și justiția. Nu prin ambiții, nu prin jocuri mentale. Și aici este deprogramarea pe care trebuie să o faceți. Încă mai aveți de judecat, de gândit, de meditat. Să vă deschideți aripi, să vă dezlegați sângerul din voi, să învățați să credeți eventual, care o fi pentru cine o vorbi, nu știu, pentru voi, pentru ei, voi știți. Dar, un personaj în această poveste se transformă spiritual. O transformare spirituală am văzut și la numărul 2, dar altfel, sub altă formă. Pentru unii, hai să zic și mesajul ăsta. Of, of. Pentru unii care sunteți căsătoriți și nu e cine știe ce în căsnicia aceasta, vestea unui nou copil, am senzația că vă poate bloca și mai rău. Poate ei sunt căsătoriți și mai fac încă un copil și vă blocați mental, simțiți că bă, această relație nu mai poate să meargă dacă ei fac un copil sau dacă ei investesc în altceva. Conceptul ăsta poate să însemne și altceva. Investesc în diferite chestii, da? Prințesa de monede.
Da? Când vedeți că personajul de care v-ați îndrăgostit, cu care aveți o relație căsătorit și tocmai mai are un copil, ce faceți? Nu vă simțiți bine, da? Vă gândiți că trebuie să puneți capăt. Da, e o situație destul de grea. Sunt două variante, am zis, cel puțin două. Cel puțin două. Am simțit nevoia să spun și acest ultim mesaj. Dacă unul dintre voi este într-o căsnicie, posibil să apară un alt copil și apare blocajul mental. Și eu acum ce mai fac? Din cauza acestui eveniment să renunțați la sufletul vostru pereche sau eu știu ce. Vedeți unde sunteți. Da. O să lipesc videoclipurile și sper în seara asta să pun etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că nu s-a decalat sunetul, că am mai pus pauză din când în când. Vă pup, numai bine și vă iubesc. Ceau, ceau!